Eu sunt Veronica de la Comcrafty, bine ați revenit pe canalul meu. Cum spuneam, astăzi am revenit cu un prim episod din noua serie O felicitare pornind de la un sketch, Card from Sketch. Cei dintre voi care au fost la atelierele Comcrafty de la Biblioteca Județeană știu că noi am mai lucrat cu așa ceva. Sunt de mare ajutor atunci când ești în pană de inspirație și efectiv nu știi de unde să începi. Pentru astăzi am folosit o schiță foarte, foarte simplă, care avem nevoie, după cum se vede, de 3 panouri, acestea din mijloc. 3 panouri de hârtie imprimată și două bucăți de carton colorat, acestea fiind baza felicitării. Avem și două mici decorațiuni, sau mă rog, două locuri de decorațiuni aici și aici, în colțurile opuse. Acestea sunt materiale cu care vom lucra astăzi. Însă, întrebarea principală care se pune întotdeauna este: cum știm ce dimensiune trebuie să fie felicitarea noastră? Sau de la ce dimensiune pornește felicitarea din schiță? Felicitarea trebuie să aibă loc, în mod normal, într-un plic, da? Și plicurile noastre sunt standard. Un plic la noi are 16 cm pe 11. 11 și jumătate aproape. Asta înseamnă că baza felicitării noastre, baza este cea care e dublă și se deschide, trebuie să fie cu jumătate de centimetru mai mică decât plicul. Asta este baza numărul 1. Cum spuneam, în schiță avem două baze. Aceasta. Bun. Lăsa o ramă în jur egală, din nou de jumătate de centimetru. A doua bază trebuie să fie deci de 10 pe 15. Bun. Am tăiat-o și o vom suprapune împreună pe baza noastră. Avem două opțiuni. O putem suprapune fie cu bandă dubloadezivă, fie cu pernuțe dimensionale, dacă aveți în casă, sunt binevenite. Eu o să aleg pernuțele ca să dau puțină dimensiune felicitării noastre și o să pun pernuțele, sper că se vede, da? O să le pun în cele patru colțuri, dar puțin mai spre interior, deci nu chiar pe colț, da? Așa. Ia uitați cum arată, da? Vedeți că nu este perfect lipită, ci are, se văd pernuțele dacă ne uităm bine. Foarte important ca panourile să aibă toate același imprimeu, pentru că acesta este de fapt farmecul întregii felicitări. Să vedem că o imagine poate fi recreată chiar dacă este fragmentată, segmentată. Da? Aceeași idee este și aici, de a micșora puțin panourile. Deci, panourile am spus că au 4 cm și jumătate lățime pe 9 și jumătate lungime. Voi începe să le lipesc și pe ele tot cu pernuțe 3D. Sper că se vede. În cele patru colțuri și una în mijloc. Este important să le plasăm și pe celelalte două, cât mai exact pe felicitare, așa încât să ne dăm seama unde trebuie să-l plasăm pe primul. Deci celelalte două sunt de mare ajutor ca să ne dăm seama de poziția primului panou. Ok, eu zic că l-am plasat bine. Ok, urmează al doilea panou. Vom încerca să lipim al treilea panou și ultimul la aceeași distanță față de margine la care l-am lipit și pe primul. Să nu fie mai mică sau mai mare, pentru că asta va ieși imediat în evidență. Bun. Și acum ultimul panou. Încercăm să-l lipim la o distanță cât mai egală și de stângul și de dreptul. Deci cam așa mi-a ieșit mie. Mergem mai departe? Ok. Deci se vede continuitatea între panouri. Stațiuni în stânga sus și dreapta jos, da? În colțurile opuse, efectiv.
Ia să vedem cum le plasăm noi. Eu am ales pentru decorații, pentru felicitarea mea, inimioara de fetru cu o perluță în mijloc. Am ales doi năsturași roz, arată ca niște lubenițe, nu-i așa? Așa, am ales două fundițe pe care le-am făcut eu pentru năsturașii roz. O floricică, așa, am ales să plasez floarea cu inimioara în colțul din dreapta jos și năsturașii aici, mai întâi cel mic și apoi cel mare. Și le voi plasa acum împreună cu voi. De data aceasta voi folosi pentru inimioară, ca să o lipesc, voi folosi banda dublu dublu adezivă. Voi da la o parte pelicula. Și acum o lipesc exact acolo unde îmi doresc, foarte, foarte în margine, ca să am loc de ambele decorațiuni, pentru că amândouă sunt cam măricele. Bun, pe floricică o lipesc aici. Da, va fi destul de ieșit în relief, dar va fi foarte frumos. Și acum trec la năsturaș. Folosesc tot banda dublu adezivă și pentru năsturaș. Și la fel îl păstrez pe cel mare în locul în care vreau să fie, pentru a mă ajuta ca să mă ghidez în plasarea celui mic. Și acum la fel folosesc bandă dublu adezivă pentru a lipi și pe cel mare, folosesc și pe el aici. Aceasta este felicitarea. Dacă v-a plăcut felicitarea pe care am creat-o astăzi, voi reveni cu un alt video, cu o altă schiță, dar pentru o pagină de album. Pentru o pagină de album în care voi veți putea pune poze. Există astfel de albume în comerț. Numai o secundă să... cu inele la mijloc, le știți? Acesta este în format A5. Noi vom crea pagini așa încât să le putem atașa într-un album de genul acesta și apoi la final vom decora și coperțile, bineînțeles, atât pe interior cât și pe exterior. Te mulțumesc foarte mult pentru vizionare, sper că v-a plăcut acest video și nu uitați să dați abonare la canal ca să rămâneți în contact și să fiți informați imediat ce postez ceva nou. Până data viitoare, să avem un weekend foarte frumos și să ne vedem cu bine. Pa, pa!